O tocană de ceapă cu cărniță de purcel pe cinste. Valeu, valeu, eu și bune. Mama mia. Mama. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai trimit ingredientele la tine în bucătărie. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la tocana asta de purșel, ei bine încă am stămintea pe loc. Dragi păfșoși, nu mai pot, nu mai pot de poftă. Ei, vară n-am ce să-i fac, dar tocana asta de purșel, mâncărica asta de purșel de vară, cu șeapă multă, cu roșii, e și aia și trebuie. Și am să-ți arăt cum am să pregătesc tocană de șeapă cu cărniță de purșel. Da, pulpiță de purșel mai exact. Și mai am aici ceva. Rămâi lângă mine că rețeta asta o să-ți plouă în gură, nu de alt. Ai să salivezi, ai să te rogi să nu fii însărșinat sau însărșinată cu sarșinii de a face și mâncărica asta. Dragi pofticioși, înșelici urmează și am să zic. Hai, ingredientele le găsești ca de obicei acolo jos să ne scrii, acum să mă apuc de treabă. Dar nu înainte de a spune, să nu uiți să te abonezi, să nu uiți să-mi dai cu like, să nu uiți să-mi lași un comentariu și dacă te-ai abonat, e bine apasă și pe clopoțel. Că vorba și ea, dacă vrei să mănânci și ceva garantat, trebuie să mă urmărești. Așa că înșelici urmează, hai să-i dau drumul la treabă. Că tare mi-i poftă de bunătate și urmează să o fac. Valeu. Pentru început, sar cu șaunelul. Cum se poate să faci tocană de purșel fără șaunel? Și am aici un șaunel de la mama soacră să-i dea Dumnezeu sănătate. E potrivit pentru tocănița asta. Am mai făcut în oală de fontă, dar acum apar cântuși și altceva. Așa că am pus frumos aici pe ochiul ăsta mare și am să dau drumul la foc. Odată și-i dat drumul la foc, iei niște ulei de ăsta juchit de etichetă și pui orțăruc. Vreo 30 de mililitri de ulei. Cam atât. Nimic mai mult. Faci-mi economie. Că s-o ieftinit. Aia zic. După ce ai pus uleiul, nu mai aștept să înșing toată trebușoara asta. E bine, dai drumul la cărniță. Și am aici un chil de carne, pulpiță. Pulpiță, dar vezi tu, e și o leacă grasă. Să nu te duci doar pe cărniță macră. Nu, ia și o leacă de grăsime. Grăsimea e bună. O să-ți placă din numai că dacă vrei dulceață, cam aici asta. E bine, iei și pui cărnița asta, hopa-țopa, înșaunel. După ce ai pus cărnița, ei bine, dai și tu o leacă de amestecare. Tot ce trebuie să faci e să o lași undeva la 4-5 minute să se mai tochească o leacă de grăsime. Da, după care îți arăt imediat și urmează. Bun, hai să așteptăm o țărucă. Dar tu nu pleca nicăieri. Dă-i cu abonare, lasă un comentariu și bag un like. Asta e șmecherea. Să ne înțeleagă și pe noi inteligența artificială că mâncarea bună trebuie să șircul, domnule, trebuie să șircul, ca banul din buzunar. Sună golda și zi faci. Dă înainte, că așa-i traiul. Aia să. După 5 minute. Acum, după ce ai văzut că s-a tochit o leacă grăsimea de la cărniță, ia uite tu aici și din alătă, e momentul să treci la pasul următor. Și cum care e pasul următor? E nimic mai simplu. Dragii mei pofcioși, ia, iei 3 șiruțe de apă, mai exact 300 de mililitri de apă și pui în șaunel. Cât s-o aproape acoperi. Nu pui multă zamă că n-are sens. După ce ai pus zama, nu mai stai la discuții. Iei și pui și apa. Ia-c asta. Cât și apă? Din plin, dragilor, din plin. Și el puțin 6-700 de grame de și apă tocat la cuțit. Că nu degeaba îi spune tocăniți de și apă cu cărniți de purșel. Doamne, e nemaipomenită, nu de alta. Pui ești. După ce ai pus și apa, dai cu sărșică. Cât sărșică? Ei bine, vreo 5-6 grame de sare. Ia-c așa. Poți pui și dafinul, tot acum, vreo 3-4 frunzulițe. Ia-c astea. Și evident cu o leagă de chiper, da, ești tu vreo 20 de rotocale. Să ai măcar o linguriță rasă de chiper proaspăt rășnit. E bine, tot am pui și usturoiul. O cășulie de usturoi tocată la cuțit. Feliuță, julien, cum îți vine ție așa litoși. Ia, am pus aici, am spun și boiaua, o linguriță de boia, dulci, afumată, de care dorești de și apoi. Pun aici și de acum aș fac, dau cu amestecare, dragilor. Uite așa. Mamă, mamă, și tocăniți o să iasă aici. Văleu, și tocăniți o să iasă aici. Apoi acum și trebuie să faci, ei bine, vreo 20 de minute o lași să șiarbă. Las-o să șiarbă până când se îndulșește canea, până când se înmoaie și apa, până când îți faci și cu ochiul și îți vine de grabă spui de mămăligă și să mănânci. Asta îmi fac. 20 de minute mai târziu ne vedem. 20 de minute mai târziu. 20 de minute trecute fix. Dragii mei pofticioși, ia câtă cum arată minunăția noastră de viitoare tocană de șapă cu cărniță de purșel. Da, îi și trebuie. Și rămâne de făcut? Ei bine, iată, ultimele 3 ingrediente. Și am așa, am aici o lingură bună de pastă de tomată, bulion de roșii. O pun aici, iar aici am vreo 300-350 de grame de roșii pe care le-am tocat în cubulețe mai mărunțele. Le pun aici și nu în ultimul rând îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la aproape de final, căci aici e marea șmecherie la această rețetă minunată de vară, la tocana aceasta de ceapă cu
cărniță de purcelă. Ei bine, am ardei gras și ardei capia copt. Da, ardeiul acela copt cu ușor gust de fum, care dă gust la mâncărică. Așa că am să pun vreo 4 ardei copți tocați la cuțit. Și roșu, și alb. Uite așa. Iau și dau cu amestecare. Și, dragii mei pofticioși, din acest moment am să las la foc mărunțel, să zic moderat spre mic, ca să fiu mai corect, am să las încă vreo 30 de minute. Să se topească și roșia, să dea gust și ardeiul, să se întâlnească toate între ele și te asigur că mâncărica asta e ceva divin. O tocană de ceapă cu cărniță de purcel pe cinste. Ia uite tu ce bine arată. Hai, ne auzim de grabă când e gata tocana. Nu uita să pui și de mămăligă, că să meargă, să duc așa cum trebuie, pe calea și drept. Ah, și bine arată. O leacă mai încolo decât 3 minute. Ei bine, dragii mei pofticioși, gata și cu mâncărica asta, tocana asta de șapă cu cărniță de purcel și roșii. Ei, și avem de făcut acum decât să opresc focul. Ia ca așa. L-am oprit și, dragi pofticioși, ne pregătim de mare degustare. Măliga e gata, tocana e gata, hai să vedem și eu și dacă e și trebuie sau nu. Și uite așa, am să iau și eu o cantitate generoasă de tocană de asta, că vorba și ea, merităm. Și suntem doi în unul. Și am spun în castron, ia ca așa. Vai și ghinerată, vai și ghinerată. Și, dragi pofticioși, încă o leac de murătură și ne apucăm de gustat. Castraveți murați, deși a făcut de șef Paul Constantin, așa puși pe vară. Abia aștept. Mai pun o leac de pătrunjel deasupra și gata-i, mâncăm. Abia aștept. Ia că-te, dragii mei, am făcut o tocăniță de ceapă cu cărniță de purcel, pulpiță de purcel. Exact cum trebuie să fie, aromată, parfumată, cu de toate. Și unde mai pui că secățelul acela ce vi l-am dat așa pe sub mână, e bine, face diferența. Așa că în cele ce urmează am să degust alături de voi, că vorba aia, e garantată tocănița asta și tare curios să văd și eu și o ieșit aici. Hai! Hai că îmi plouă din numai. Și am adus lângă mine câțiva castraveșori. Apropo, dacă vrei rețeta de castraveți, o las aici la recomandări. Dacă nu, cauți castraveți murat șef Paul Constantin și ai tăi și strebii. Am și burgărești, am și de vară, am și rapiz, am și piarnă, am și de vară, de tăti am, de tăti și să mai vorbesc. Acum, hai să degust să vă spun și vouă care e treaba. Și am să iau așa prima oară o leac de sos. Văliu, eu și bune. Mama mia. Ia uite cărnița asta. Să rupe, nu alta. E fragedă din urmă. Să rupe bucățele. Am plecat cu ea la degustare cât are îmi faci cu ochiul. Voi tătă-i bună. Cum mergi cu asta și o leagă măligă. Apoi zi tu că Costică nu-i pofticios. Ba da, e pofticios din numai. Vai și bune. Mâncare autentică românească, mai bună ca asta nu-i niciuna. Cu asta am crescut și cu asta ne creștem în continuare copiii. Mamă, și de bune. Uite o leacă la cărnița asta. Bucățele surubi. Pofticioșilor, o tocană de șeapă cum n-ai mâncat în viața ta. Și crede-mă pe cuvânt și bucățelile alea de grăsime de pe cărniță, linghiți cu totul, nu alta. E dulce, e exact și trebuie. Că vorba aia abundă de bunătăți și e făcută așa, să fie mai de sezon, mai de vară, o tocană de șeapă mai de vară. Dragilor, ce să vă mai zic, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mine, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo în rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi să mă ne amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de mâncărică de ceapă cu cărniță de purcel și roșii. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine-ți spuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune!